Slăvit să fie Domnul! Fraților și surorilor, bucuria este de partea noastră să fim în mijlocul dumneavoastră. Țin minte că în urmă cu ani buni, sunt cred că peste 12 ani de când veneam în zona aici și pe la fratele Sofian mergeam și ne mai întâlneam la seri de rugăciuni, era frumos. Domnul vorbea minunat și era o scăldătoare aici la Hunedoara. Știam că atunci când venim aici ne spălăm de păcate și de alte lucruri și Domnul lucrează în chip minunat. Cred că Domnul a rămas același, mai ales că numele bisericii acesteia frumoase este Golgota. Și Golgota rămâne totdeauna ceea ce este. Rămâne locul în care Dumnezeu s-a împăcat cu omul, locul în care cerul a coborât pe pământ și locul în care pământul a fost urcat de Hristos Domnul ca să fie predat în mâna Tatălui, slăvit să fie Domnul. Fraților și surorilor, în ziua aceasta s-a citit înaintea noastră un cuvânt minunat despre chemarea la mântuire. Frații au ales textul din Luca, probabil pentru că Luca este mult mai precis decât ceilalți evangheliști. Luca a scris în special grecilor, în special celor care aveau carte, și el era un om cu carte, era un medic. Și oricum, textul acesta despre chemarea lui Matei, chemarea lui Levi, este foarte, foarte asemănător cu celelalte din Matei din capitolul 9 și din Marcu din 2. Ceea ce e foarte important să înțelegem este următorul lucru. Chemarea la mântuire implică mai multe mișcări din partea omului, și anume, extragem din textul care s-a citit câteva învățături. Chemarea la mântuire, în primul rând, poate să fie o chemare de la o slujbă la o altă slujbă. Priviți ce spune versetul 27. După aceea Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi șezând la vamă și i-a zis: vino după mine. Vameșul a lăsat cât? Totul. Și spune aici, s-a sculat și a mers după el. Acum trebuie foarte clar să precizăm faptul că Dumnezeu nu este contra slujbelor, contra serviciului pe care noi îl avem. Nu. De altfel, Biblia spune foarte clar că cine nu lucreze, nici să nu mănânce. Și atunci ne obligă Biblia, și în special Apostolul Pavel vorbește despre unii care trebuiau să se lase de lucruri de nimic și să se ocupe de lucruri serioase, adică să muncească. Și însuși Apostolul Pavel spune că atunci când era în Corint, s-a ocupat cu munca și a lucrat în mijlocul lor și a împletit corturi alături de Acuila și Priscila, pentru că, vedeți, Biblia și Domnul din cer așa a rânduit pe pământ să existe munca. Spune despre Adam și Eva în grădina Edenului că i-a așezat acolo ca să o lucreze și să o păzească. Deci observați că încă din grădina Edenului, că am întâlnit pe unii care aveau următoarea idee și eronată, e greșită. Băi, zice, de când a apărut căderea asta a omului, de atunci a început omul să muncească. Nu e adevărat. Domnul a așezat pe Adam și pe Eva în grădină ca să o lucreze și să o păzească. Deci aveau dublă prerogativă, și să lucreze și să facă de pază. Doar diferența, știți care este? Că era o plăcere pentru ei să lucreze. Vedeți ce plăcere pentru Adam să meargă și să dea denumire la toate animalele. Probabil Eva a dat denumire la flori. Și cum le spuneau, așa era, așa le era numele. Un savant a fost omul acesta în grădina Edenului, știa. Și fraților și soror, dați-mi voie să vă întreb în ziua asta: cine de aici știe să denumească toate florile de pe câmp, toată iarba, toate burienele, să spună toate animalele, să mergem la grădina zoologică numai de aici, de la voi, și să meargă cineva și să fie acoperite toate etichetele și să spună: ăsta e cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Niciunul dintre noi.
Priviți ce capacitate mare a avut Adam înainte de cădere, să poată el să știe pe nume toate animalele și când le cheamă, ce autoritate, să vină toate la el și să poată să comunice cu ele. Mare lucru! Omul a fost creat de Dumnezeu la dimensiunea unui savant universal acolo în grădina Edenului. În urma căderii însă, Dumnezeu i-a coborât prerogativele omului și i-a spus: cu sudoarea frunții îți vei câștiga pâinea. Adică de la savant, de la dimensiunea asta mare de savant universal, tu vei coborâ la un muncitor cu sapa, la un țăran. Observați? Și venim aici, în cadrul nostru, al textului din ziua de astăzi. Chemarea la mântuire, repet, poate, am pus un poate, n-am zis este, poate să fie o chemare de la slujbă la o altă slujbă. Și anume, aici sunt două chestiuni care trebuie clarificate. Odată, slujba noastră, meseria noastră, munca, locul de muncă, poate să fie greșit. Poate să fie un loc în care Dumnezeu nu-și găsește plăcerea. Așa cum era locul acesta unde lucra Levi, gândiți-vă. Levi era omul romanilor. Oricine intra acolo în Capernaum cu vreo marfă, cu ceva, trebuia să-i dea la Levi socoteală și Levi îl vămuia, îi lua banii. Și sigur, ca și celălalt personaj pe care îl cunoaștem, Zacheu, tot din Luca, din 19, făcea anumite lucruri care nu erau plăcute lui Dumnezeu. Și fiindcă locul acesta de muncă era periculos pentru sufletul lui și pentru mântuirea lui, chemarea lui Dumnezeu în dreptul lui Levi a fost o chemare de la slujbă. Ieși din slujba ta, din locul tău de muncă, pleacă, părăsește-l și îți voi da eu altă slujbă. Și anume, vei fi pescar de oameni. Deci observați, acesta este primul lucru care trebuie să-l înțelegem. S-ar putea ca locul nostru de muncă să nu-i fie plăcut lui Dumnezeu și atunci trebuie să-l părăsim. Și putem să trasăm niște lucruri, bineînțeles extrase tot din experiența lui Levi. Dacă ne pune în pericol integritatea noastră, locul nostru de muncă, dacă trebuie să mințim acolo, atunci sigur Domnul nu-și găsește plăcere. Ori nu mințim, ori plecăm de acolo. Ori ne alipim de cel care a zis: eu sunt calea, adevărul și viața, și plecăm. Ori rămânem acolo și nu mai suntem ai Domnului, nu mai credem că suntem ai Domnului. Deci observați, chemarea la mântuire poate să fie o chemare de la o slujbă la o altă slujbă. Dar aici intervine iarăși o a doua precizare pe care spuneam că trebuie să o facem, și anume, sunt slujbe onorabile, frumoase, în care unul și altul este implicat. Și la un moment dat să sune din partea lui Dumnezeu o altă chemare. Că există o chemare generală și o chemare particulară în mântuire. Chemarea generală este făcută tuturor oamenilor, și anume să se întoarcă la Dumnezeu și să le fie iertate păcatele ca să intre în împărăția cerurilor. Pilda lucrătorilor viei, bănuțul acela, dinarul acela, este dăruit fiecăruia dintre oamenii din lumea întreagă, numai să nu stea în piață fără lucru și să intre în via Domnului. Că unul intră dimineața, că altul la amiază, că altul seara, asta e problema stăpânului și problema celor care ascultă chemarea. Dar sunt unii care nu ascultă și e chemarea generală, chemarea la pocăință, chemarea la mântuire. Dar este o chemare specială, particulară, deosebită. Și am întâlnit oameni și știu să vă dau nume, poate peste 10 nume de oameni care au fost unul profesor, altul a fost angajat inginer, altul știu eu ce. Vă pot spune nume concrete, precise. La un moment dat, după ce Dumnezeu le-a făcut chemarea asta generală la pocăință, la mântuire, oamenii respectivi au înțeles că Dumnezeu îi cheamă în mod special să se dedice Evangheliei.
Și atunci au zis: Doamne, noi ne punem deoparte pentru Tine, vrem să lucrăm pentru Tine. Și atunci au fost forțați de împrejurări ca să-și părăsească locul de muncă și Dumnezeu să le dăruiască un alt loc de muncă. Deci observați, asta e a doua precizare. S-ar putea chemarea la mântuire să fie o chemare de la o slujbă la o altă slujbă. Și Domnul să-i binecuvinteze pe toți cei care îl slujesc pe Domnul. Acum mergem mai departe. Observați că Levi, oricum a avut aici pana aceea cu care nota, scria el, făcea multe lucruri și impozitele toate erau scrise deoparte, la un moment dat Dumnezeu i-a zis: măi Levi, tu trebuie să scrii Evanghelia. Și a început să scrie Evanghelia după Matei, în Matei 9:9, el este numit Matei, deci e Levi Matei. Matei înseamnă darul lui Dumnezeu, Levi înseamnă inima lui Dumnezeu, ceva deosebit, alipire, cel care e alipit de inima lui Dumnezeu. Și haideți să mergem mai departe și să extragem o a doua caracteristică din textul nostru, și anume chemarea la mântuire este chemarea de la organizații umane la împărăția cerurilor. Vedeți, noi ne numesc oamenii pocăiți, dar pocăința nu inventată de noi, nu. Pocăința este harul și darul lui Dumnezeu încă din cele mai vechi cărți ale Bibliei. Se spune despre cartea Iov că e undeva scrisă la nivelul genezei, că atunci a trăit omul acesta lui Dumnezeu, plus că a trăit vreo 250 de ani, a trăit mult. Avea vârsta aceea matusalemică a oamenilor care atunci au primit de la Dumnezeu harul acesta. Și la un moment dat, în 42, în Iov, spune în versetul 5 că urechea lui a auzit vorbindu-se despre Domnul, dar ochiul lui l-a văzut, și spune el în versetul 6: de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Deci observați, chemarea la mântuire poate să fie, și sigur este, o chemare de la organizații umane la împărăția cerurilor. Noi ne numim pocăi sau ne numesc alții, ne numim penticostali, alții baptiști, alții adventiști. Noi nu îi chemăm pe oameni să se facă penticostali. Noi îi chemăm pe oameni să se împace cu Dumnezeu. Și apoi Domnul să-i facă ce vor ei. Domnul să ne lumineze la aceasta. Chemarea la mântuire este chemarea de la organizații umane la împărăția cerurilor. Foarte interesant că Matei este singurul din cei patru evangheliști care folosește de 52 de ori cuvântul ăsta: împărăția cerurilor, împărăția cerurilor, împărăția cerurilor. Niciunul din ceilalți, nici Luca, nici Marcu, nici Ioan, nu folosesc această sintagmă: împărăția cerurilor. Dar Matei o folosește de 52 de ori. Pentru că el a înțeles că Domnul Hristos, atunci când a venit pe pământ, împărăția cerurilor a coborât din cerul lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. De aceea vorbea Domnul cu cei din jurul lui și le spunea: împărăția cerurilor nu e ceva care izbește ochii, să spui: uite, e acolo, e acolo. Nu! Zice: împărăția cerurilor este în mijlocul vostru. Și era Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El era piatra aceea pe care a văzut-o Daniel în profeția lui, că s-a desprins din vârful unui munte. De unde? Din muntele miază noaptei de la Dumnezeu. Și s-a coborât pe pământ și s-a prăvălit și a zdrobit toate împărățiile lumii și toate organizațiile lumii. Și a crescut mare și a umplut tot pământul. Și uite că a ajuns și în Hunedoara. Lăudat să fie Domnul! Mare har, fraților și surori și iubiți prieteni, că Dumnezeu are în Hunedoara o biserică, și încă una, și încă una, și în alte părți alte biserici. La noi în Cluj sunt vreo 18 biserici. La noi în biserică sunt peste 1000 de membri, 1231, știu clar cifra asta. Și asta e minunea și harul lui Dumnezeu. Dumnezeu putea să treacă, fraților, surorilor, iubiți prieteni, putea să treacă pe lângă România de multă vreme, de mult, de sute, poate de mii de ani, și să meargă în Africa, unde oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu.
Gândiți-vă, acolo în Africa, în triburile alea sălbatice, în Australia, în alte părți, știți câte superstiții au oamenii? Dacă vine peste un sat, peste, știu eu, o grupare de colibe, că nici nu-i pot spune sat, dacă vine o calamitate, bate vântul, aduce praf, îi neacă, nu mai au apă, nu mai au, știu eu, cultură acolo, nimica, și nu mai pot să cultive, nu mai au de mâncare, gata, spiritele pădurii s-au supărat pe noi, cine e vinovatul? Și iau pe unul mai neajutorat dintre ei și-l urcă într-un copac și sar, măi, de la 7 metri, de la 10 metri, de la 14 metri, să vedem nu cumva e supărată divinitatea pe tine, și o musare. Și conform legii gravitației să face nimic. A zice, uite, dacă Dumnezeu ăla, ei nici nu-i spun Dumnezeu, dacă spiritul ăla bun ar fi fost cu el, nu pățea nimic. Dar fiindcă a murit, înseamnă că s-au răzbunat zeii pe el. Și oamenii ăștia stau într-un întuneric spiritual extraordinar de mare. Și Dumnezeu a trecut pe lângă ei și au venit aici, în ținuturile noastre, încă din timpurile romanilor, se spune, cu apostolul Andrei. Și au venit și ne-au adus vestea bună a Evangheliei păcii lui Dumnezeu. Și împărăția cerurilor a umplut și România, slăvit să fie Domnul. Mare minune a făcut Dumnezeu. Și în dimineața asta e mare minune că Dumnezeu este aici și ne vorbește și auzim cântări și mai dă Domnul câte o prorocie și Domnul își face numele Lui de slavă, lăudat să fie El. Oameni buni, avem noi, știu eu, meritul ăsta ca Dumnezeu să se complice cu niște oameni cum suntem noi? Niciodată, niciodată. Și câte minuni nu mai s-au făcut aici în zona voastră și voi le știți. Noi știm puține și puține am auzit cu urechile noastre, puține. Dar Dumnezeu și astăzi vindecă de cancer. Dumnezeu și astăzi iartă păcatele. Dumnezeu și astăzi eliberează de demoni, că-i Dumnezeu, slăvit să fie El. Numai ce ne povestea fratele Sofian și stăteam și ne miram, măi, cât i-o mai pățit omul ăsta și cât i-o pătimit și din cât el a scos Domnul, că e un Dumnezeu al minunilor, lăudat să fie El. Și faptul acesta demonstrează că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul nostru. Hristos Domnul se apropia de ei, de cei din timpul lui, făcea cât i-o minune, se uita la ei și le spunea, măi, credeți măcar pentru minunile astea pe care vi le văd ochii. Este semnul că degetul lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi, pentru că voi vedeți minunile care le fac în mijlocul vostru. Fraților și surori, Dumnezeu și astăzi face minuni. N-au trecut decât vreo 4 ani și tatăl meu, asta vă spun clar din familie, o experiență noastră personală a familiei noastre. Tatăl meu era identificat cu cancer la stomac. Ne-am dus, am postit, ne-am rugat. Am început să plângem pentru că la un moment dat medicul ne-a zis ceva și ne-am speriat foarte rău. A zis, are o tumoare canceroasă în stomac, dar mai are niște ganglioni, eu o să-l operez. O să extirp tot stomacul, o să-l scot, dar ganglionii ăia care sunt pe acolo se pot sparge, se răspândește cancerul în trup și gata, s-a terminat. Și în disperarea noastră și în necazul nostru am avut la cine să alergăm, la Domnul. El este medicul cel bun, El este cel care face minuni și semne, lăudat să fie numele Lui. Și ne-am dus înaintea Lui și am întrebat de Domnul și ne-a liniștit un cuvânt pe care l-a rostit chiar Domnul, gura Domnului. Îi voi da pace, liniște și vindecare. Nici nu știa sora, o soră de 90 și ceva de ani, aproape 90 era atunci, acum are 90 și peste, merge pe 91. Sora nu știa problema. Dar o știa Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când am auzit cuvântul vindecare, am zis, Domnul poate să facă și minunea aceasta.
Și fraților și surori, Dumnezeu a făcut minunea. S-a dus la spital, el nu știa care e problema, l-a operat. Medicul i-a zis, o să te faci bine, ți-am tăiat o bucățică din stomac, ți-am peticit acolo, tot în regulă. Nouă ne-a zis medicul altceva, să știți că mai trește maxim 3 luni și gata, s-a dus. Noi știam altceva, că un alt medic din cer ne-a zis altceva, că îi dă vindecare. Și ne-am ținut de ce a zis Dumnezeu. A mers acasă. Toată partea asta de aici, din zona stomacului, i-a devenit așa de tare cum e spatele la cal. Așa de tare cum e șira spinării. Așa era de tare aici. Toată pielea era foarte, foarte uscată. Vomita sânge. Era foarte, într-o stare deplorabilă. Noi ne gândeam, măi, îi dă Domnul vindecare sau îl duce? Oare cine a zis Domnul? Dar noi credem că Domnul a zis vindecare. Și am crezut. Într-o noapte a avut un vis. A visat că a mers la el cineva, un om îmbrăcat într-o haină albă, și avea ceva în mână. Și a zis așa, știi ce am aici? Ce nu? Am un stomac nou, că tu nu mai ai stomac. El abia în vis a auzit că nu mai are stomac. Doctorul l-a mințit, noi am tăcut. Lasă să lăsăm să moară liniștit, dacă Domnul nu intervine, ce se întâmplă, vedem. Am pus rău înainte, dar noi credeam că Domnul poate. Zice, uite, am venit să-ți pun un alt stomac, că tu nu ai stomac. Și după ce o să-ți pun stomacul ăsta nou, trupul tău și stomacul cel nou o să intre într-o legătură și stomacul acela o să-și recapete funcțiunile care le-a avut celălalt dinainte. Și ăsta a fost visul. Se trezește dimineața, nevastă dragă, uite ce am visat, eu nu mai am stomac, ce se întâmplă? Păi ce nu? A început să plângă mămica. Nu mai ai. Păi de ce mi-o zis solul ăla? Păi zice, dacă așa o zis Domnul, așa va fi. Începe să mănânce, începe să se simtă bine, începe stomacul să-și intre în funcțiunile lui, noul stomac. Trece o lună, trec două, trec trei, o trecut peste termenul medicului. Și în timpul ăsta mai are un vis. Și în visul lui ajunge la o biserică la țară, unde el s-a născut din nou, la Valea Florilor. Și în drumul lui spre această biserică întâlnește un înger. Zice, n-am văzut în viața mea așa înger înalt. Cu creștetul lui ajungea în nori. Picioarele lui erau pe pământ. Mă duc lângă el și îl trag un pic de haină și zic, te rog frumos, ajută-mă, zicea tăticul. În visul meu astea, se uită îngerul, ce dorești? Uite, zice, am aflat că am cancer și aș vrea să te ating și de mine să fiu vindecat. Zice, auzi, eu pot să mă ating de tine, dar cel mai simplu este, zice, ține-te tu cu mâna, uite, îți întind mâna, ține-te de mâna mea. Cred că era chiar Domnul Iisus, că El dă vindecare. Ține-te de mâna mea. Zice, auzi, uite ce mână mică am eu și ce mare ești tu și ce mână mare ai tu. Mai bine ține-mă tu cu mâna ta decât să te țin eu cu mâna mea. Că dacă tu mă ții cu mâna ta, n-o să mă scap din ea niciodată. Și atunci solul Domnului întinde mâna, zice, da, vreau, te țin. Dar știi care e condiția? Îți rămâne o mână liberă. Cu aia fă bine la toți, la toți cei din jur. Și atunci o să te țin mereu, mereu de mâna ta și în prezența mea boală, suferință, demon, n-o să mai vină niciodată. Și merge el și ajunge în biserica aia de la țară, la Valea Florilor, și vede acolo un ecran. Și merge și se uită în fața ecranului. Vede 2 electrozi, ca 2 manete metalice, și se prinde așa de acei 2 electrozi. Și pe ecran apare scris, la 3 ani de zile, 0% cancer. Era un aparat dumnezeiesc în visul lui, bineînțeles, care identifica gradul de cancer din trup.
La 5 ani de zile, 0% cancer. La 7 ani de zile, 0% cancer. La 10 ani de zile, 0% cancer. Când au văzut 10 ani, zice, Doamne, dacă îmi dai 10 ani, eu zice, nu-s mai bun ca Ezechia, dă-mi 10 ani și-s mulțumit. Și acesta i-a fost visul. Ce credeți, fraților și surori, acum, după 4 ani, merge la lucru, care în spinare tot ce vrea, mănâncă ce vrea, n-are nici o problemă, Dumnezeu l-a vindecat. Și ăsta e numai harul lui Dumnezeu. Am văzut cu ochii noștri un om care cobora spre iad, spre iadul ăsta pe care noi îl numim moarte, că el se ducea la Domnul. Dar noi așa îl vedem, iadul ăsta e moarte. Mi-a plăcut de un frate de la Baptiști care spunea că dacă mă mai chinuie mult cancerul, las aici și mă duc la Domnul. Asta e o gândire cu adevărat matură. Dar noi am văzut cu ochii noștri un om care mergea spre iadul morții, că noi așa îl vedeam. Și cum Dumnezeu a intervenit și a dat din nou viață. Și ăsta e harul lui Dumnezeu. Și e dovada că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul nostru, fraților și surori. Slăvit să fie Domnul! Degetul lui Dumnezeu era la lucru. Hristos Domnul elibera de demoni, vindeca bolnavii, s-a atins de ochii orbului, s-a atins de cel slăbănoc și omul acela a fost vindecat. A iertat păcatele, sunt semne că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul nostru, lăudat să fie Domnul. S-a întâmplat și la noi în Cluj. Partea asta spirituală, să știți că e mult mai importantă decât cea fizică. Noi de multe ori, vai, să văd o minune, să văd unul care sare din căruț și începe să fugă. Da, este, este. Să văd niște cârje atârnate undeva, șchiopul luat-o la fugă. Da, și asta e bună. Dar pe Dumnezeu, când a coborât pe pământ și în Vechiul Testament și în timpul Evangheliilor, l-a costat un cuvânt să-i spună unui om, că o zi doar un cuvânt și robul meu așa și așa. L-a costat un cuvânt, poate două, trei cuvinte, ca să spună, fii vindecat. Dar ca să ne vindece de lepra păcatului și de ceea ce înseamnă păcat, mizerie, moarte spirituală, l-a costat viața pe Dumnezeu. L-a costat mult mai mult pe Dumnezeu. Și dacă aici, la Golgota, voi nu vedeți încă minuni pe care le săvârșește Dumnezeu vizibil, să vezi un demonizat că e liberat, să vezi un om care e vindecat, asta e problema lui Dumnezeu. De multe ori Dumnezeu lucrează în întuneric și își ascunde minunile în cel mai adânc întuneric, ca oamenii să nu se mândrească, ca să nu se laude nimeni și toată lauda să fie a lui Dumnezeu. Dar minunile cele mari pe care le face Dumnezeu aici sunt în inimile oamenilor care vin dintr-o lume murdară, se botează, încheie legământ cu Dumnezeu și rămân niște oameni integri și serioși. Sunt minunile pe care Dumnezeu le exercită la bețivul care merge pe drum și înjură pe Dumnezeu și care vine aici în casa lui Dumnezeu și transformat și Dumnezeu îl pune în slujbă și în loc de înjurături predică sau cântă cântările lui Dumnezeu și nu mai bea și fumătorul nu mai fumează și din dragoste pentru Dumnezeu este un om al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, alea-s marile minuni. Și chemare la mântuire este chemare, spuneam, de la organizații umane la împărăția cerurilor. 3. Chemarea la mântuire este o chemare de la oameni spre Fiul Omului. Așa este și titlul acolo, Fiul Omului. De la orice om trebuie să-ți desprinzi privirea ca să poți să-ți o ațintești la Fiul Omului care a murit pentru noi. De ce-i numit în Biblie Fiul Omului? Pentru că știți cum suntem noi oamenii, de la Adam, de la cădere. Exact cum Adam a dat vina pe Eva și Eva a dat vina pe șarpe și așa mai departe și tot ori dat vina de pe unul pe altul, așa suntem și noi oamenii. Îl învinuim pe Dumnezeu de multe lucruri, inclusiv în mintea omului de-a lungul secolelor. A fost o învinuire la adresa divinității usturătoare. Ce îmi spune mie Dumnezeu cum să mă pocăiesc și cum să mă întorc la El dacă Dumnezeu e acolo în cer, izolat?
în cerul lui, în sfințenia lui, în cântecele lui de îngeri. Și el nu știe ce înseamnă să fie în trupul ăsta pământesc, în păcat, în firea asta pământească. Nu știe. Cum să nu știe? Doar ea tot știutor. Dar noi în mintea noastră îngustă nu gândim că, cum trebuie să gândim. Și atunci Dumnezeu a zis, nu-i nimic. Pe lângă faptul că nimeni din lumea asta nu poate să moară pentru om ca să-l mântuiască, să-l salveze, o să cobor eu ca Dumnezeu pe pământ, o să iau trup omenesc, o să fiu un fiu al omului, dar cu litere mari, fiul omului, cu litere mari, o să fiu ca și oamenii, dar o să fiu fără păcat. Și apoi o să mă duc pe Golgota și o să mor pentru fiecare dintre cei care mă ascultă și o să mă fac pentru ei urzitorul unei mântuiri veșnice. Fraților și surori, mare minune! Dumnezeu te cheamă de la oameni la Fiul omului. Asta e chemarea la mântuire. Și citim aici despre vameșul Matei sau Levi, versetul 29. Levi i-a făcut un ospăț mare la el în casă. Stai un pic! Știți ce facem noi? Facem de multe ori o greșeală, în special când sunt sărbători mari de botez, botez în apă. Ne botezăm imediat prieteni, rudenii, haideți la mine acasă. Cine ai sărbătorit tu? Păi cel ce s-a botezat. Priviți-l aici pe Levi, Matei. Pe cine l-a sărbătorit? Pe Levi? Pe Iisus. Levi i-a făcut un ospăț mare. Cui? Lui? Lui Levi? Nu. Lui Iisus. Deci atunci când tu te botezi, când închei un legământ cu Domnul, dacă vin prietenii, rudele, foarte bine, să vină la tine acasă și să te felicite. Dar sărbătoritul este Iisus Hristos. Observați că Matei asta a făcut. A zis, Doamne, așa-i de mare bucuria în inima mea, că nu mai pot de bucuria asta. Și când dă bucuria asta pe din afară, îmi iese din buzunar tot ce trebuie și fac un ospăț și dau mâncare. Trebuie să-mi exprim cumva bucuria. Eu nu pot să te răsplătesc că mi-ai salvat viața, că m-ai mântuit, dar fac și eu ceva. Vreau să te cunoască și alții. Și atunci dacă tu vii la mine la masă, eu mai chem, că mai știu pe unul ca mine. Și ăla-i vameș, Doamne, și ăla-i păcătos, Doamne. Ba, mai știu pe o femeie de moravuri ușoare, de pe la colțul străzii, Doamne, pot să o chem, cheamă-o, măi, că și are nevoie de pocăință. Și s-au adunat în casa lui Levi, Matei, o mulțime de păcătoși și de vameși, colegii lui. Hai, mă, că venim la colegul să vedem ce se întâmplă cu el. O zis că Iisus ăsta i-a schimbat viața, hai să vedem dacă într-adevăr a făcut asta. Și au venit cu toții acolo și l-au văzut pe Levi, măi, schimbat omul ăsta. Omul ăsta numai la Iisus se uita, numai în gura lui, ce vorbește Iisus, cum se poartă Iisus. Așa vreau și eu să fiu ca Iisus. Sărbătoritul în familia mea este Iisus. Iisus este pe primul loc în viața mea. Asta înseamnă chemarea la mântuire. O chemare de la oameni la Fiul omului, la Fiul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că dacă tu te duci din locul acesta în dimineața asta spre casă și zici, Doamne, vreau să mă împac cu tine. Dacă vine vecinul sau vecina și zice, băi, sau prietenul tău cel mai bun, te-ai stricat de cap, ai înnebunit. Tu să-i spui, am înnebunit bine, că am fost nebun înainte, că Biblia spune că păcătosul e un nebun, umblă ca un nebun, spune în Biblie, și ca mânzul unui măgar sălbatic, și ca o vulpe, și ca un lup, și ca un câine, așa spune Domnul despre păcătoși în Biblie. Acum numai mi-am venit în fire, acum mi-am venit, toată lumea asta zace în cel rău, toată lumea asta e cuprinsă de o nebunie numită păcat. Dar dacă eu nu mă mai duc la același potop de desfrâu, asta nu înseamnă că am înnebunit. Înseamnă că toți ceilalți oameni să fie găsiți păcătoși și Dumnezeu este singurul neprihănit. Amin. Și eu vreau să mă duc cu Dumnezeu. S-a întâmplat odată, în timpul unui război, așa, o răscoală, era nu chiar război, o răscoală, într-o biserică, a intrat unul cu o pușcă. A început să tragă pe pereți, prin
sfinții, pac, 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 pac. Început să strige el, unde-i Dumnezeul vostru să mă pedepsească? Se uită un preot la el, zice, te-o pedepsi deja, că numai nebunii trag în pereți. Observați, lumea asta zace în cel rău și lumea asta merge din nebunie în nebunie. Dar chemarea adevărată la mântuire este o chemare de la oameni. Să nu vină omul să zică, băi, n-o lua tu cu pocăiții, cu așa, că n-are rost, că ai nebunit, nu e adevărat. Chemarea la mântuire este o chemare de la oameni la Fiul omului, amin? Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Pentru că Matei imediat scrie în cartea lui lucruri extraordinare. Gândiți-vă, 130 de citate din Vechiul Testament în cartea lui Matei. Unde mai găsești tu așa ceva în alte evanghelii? Că-s mai puține. Dar el așa de fermecat a fost de Domnul Iisus Hristos, încât l-a pus Dumnezeu pe jar, i-a pus în sufletul lui, în ființa lui, o foame și o sete după cuvântul lui Dumnezeu. Începe să cerceteze Vechiul Testament și să, băi, și aici scrie de Domnul Hristos, și aici, și aici, și aici. Și era plin de Vechiul Testament și de cuvântul lui Dumnezeu. Și când își scrie Evanghelia, 130 de citate din Vechiul Testament. Așa este scris, așa a fost scris, așa a fost scris și el scrie acolo cum a fost scris despre Iisus Hristos. Plus că în marea lui încredințare și ancorare în cuvântul lui Dumnezeu și în ceea ce era Fiul omului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este cel mai îndrăzneț dintre cei patru evangheliști, Matei. Doar la el găsești, înainte să apară biserica în Fapte capitolul 2, găsești cuvântul biserică de două ori scris de el. Păi ce-i asta? El deja înainte să apară biserica credea că Domnul Hristos va întemeia biserica aceea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Și scrie acolo și zice, Domnul Hristos i-a spus lui Petru, tu ești Petru și pe această piatră, dar nu pe un om, pe afirmația asta pe care tu ai spus-o, tu ești Fiul lui Dumnezeu, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Asta e piatra de temelie a bisericii. Recunoașterea mesianității lui Hristos, recunoașterea divinității lui Hristos, că El este Fiul de Dumnezeu și este Dumnezeu adevărat, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, aleluia! Și asta e piatra de temelie a bisericii. Și pe această piatră, zice Matei, și îl citează pe Domnul Hristos, îmi voi întemeia, îmi voi zidi biserica și porțile locuinței morților nu vor birui. Slăvit să fie Domnul. Uite ce chemare minunată a avut. Plus, ce să mai spunem în Evanghelia după Matei, doar așa le punctez. Chemarea la mântuire este chemare de la oameni la Fiul omului. Și Matei este foarte atent. Este chemare de la oameni la Fiul omului. Știți care era o problemă acolo în Israel? Că ei credeau că doar ei sunt națiunea privilegiată. În Faptele Apostolilor, când vorbește diaconul Ștefan despre adunarea israeliților din pustie, o numește cu același cuvânt, biserică, biserica israeliților, a evreilor din pustie. Ei credeau că ei sunt biserica lui Dumnezeu. Dar Matei credea altceva. El avea o gândire ca și a lui Hristos, universalistă, ca și a lui Isaia. Este prea puțin lucru să fii răscumpărătorul rămășiței mele, a zis Domnul. De aceea te fac lumina neamurilor, a vorbit Domnul prin Isaia cu 700 de ani înainte. E prea puțin să mergi numai să răscumperi niște evrei într-o țărișoară mică de acolo, din leagănul omenirii, din Orientul apropiat. Tu trebuie să fii lumina neamurilor. Românii trebuie să te cunoască, ungurii, țiganii, toți oamenii de pe planeta asta, roșii, negri, galbeni, albi, pe toți îi iubește Dumnezeu. Și aici universalitatea în toată frumusețea ei, universalitatea mântuirii, gândiți-vă. Numai Matei ia și face genealogia lui Hristos și zice că uite de la Avram cum a mers firul în jos și găsește acolo vreo trei femei stricate și plus că erau dintre neamuri. Ce mai poți zice de Rut, de Moabita? Ce poți să zici de Batșeba care nu era evreică? Ce poți să zici de Rahav care era o femeie imorală stricată din Canaan? Și asta e universalitate a mântuirii. Dumnezeu le-a așezat ca strămoare
păcătoase ale fiului său din punct de vedere pământesc, pentru ca să ne demonstreze că orice om poate să fie mântuit de pe planeta toată, slăvit să fie Domnul. Plus că Matei este singurul care îi acceptă în schema lui pe magi. De ce ceilalți evangheliști? Nu li s-au dat probabil să scrie despre magi, dovenind magii din răsărit. De ce? Păi erau niște neamuri și evreii n-aveau nimic de a face cu ei. Nu, nu, nu. Și ăștia-s cuprinși undeva în schema lui Dumnezeu. Plus că Domnul Hristos merge mai departe și o laudă pe o femeie de obârșie sirofeniciană pentru credința ei și zice: nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Uite-l pe Dumnezeu aici în toată frumusețea lui. De era acolo vreun român și făcea și el o faptă înaintea lui Dumnezeu să-l creadă pe cuvânt pe Domnul, și pe ăla lăuda Dumnezeu, pentru că este un Dumnezeu al tuturor oamenilor, nu numai al evreilor. Lăudat să fie Domnul. Uite ce frumos, chemarea la mântuire este de la oameni la Fiul omului. Nu ne mai uităm la oameni, noi ne uităm la Iisus Hristos și la El răstignit, amin? Și apoi ultimul lucru și cel mai frumos pe care Domnul îl exprimă când erau pe acolo, pe la ușă, niște cârtitori. Că mai sunt așa și prin biserici și prin alte locuri, câte un cârtitor de asta, că nu se poate fără el, nu se poate. Era undeva în județul Bistrița, într-o biserică, o femeie care bârfia pe toată lumea și vorbea, dă-i, ea era femeia cu poșta din biserică, poșta nescrisă. Și odată s-a dus la păstor și a zis: frate, pe sora cu tare trebuie să o pui deoparte, că zice, e bârfitoare, probabil eram mai bârfitoare decât ea. Și o zis păstorul: auzi, scrie în Biblie că într-o casă mare trebuie să fie și vase de ocară și vase de cinste. Acum, noi în biserică nu putem să stăm fără vas de ocară, că așa zice Biblia, că trebuie să avem și. Dacă eu o exclud din biserică pe sora asta, rămânem fără vas de ocară. N-ai vrea tu să iei locul? O zis: nu vreau, Doamne, las-o, zice, în biserică, să fie ea vasul de ocară al bisericii. Și-o lua lecția. Observați, ultimul lucru și cel mai important este acesta. Când fariseii și cărturarii povesteau, cârteau și ziceau: ucenicii, pentru ce mâncați voi și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Nu știu, am citit odată așa și am făcut o radiografie a ceea ce spuneau farisei. Odată a avut treabă cu Domnul Hristos că de ce mănâncă cu oricine, aici în versetul 30. Mai jos, în versetul 33, au avut treabă cu ucenicii și cu Iisus, de ce nu postiți pentru oricine, iară cu probleme cu mâncarea, cu postul, cu nu știu ce. Mai jos, în capitolul 6 cu versetul 2, au iară treabă cu Domnul că de ce mănâncă oricând, oricum și oriunde. Că era cu spicele și așa. De fapt, ucenicii au avut problema asta. Și ei aveau treabă cu lucrurile exterioare, erau cârtitori, povesteau. Și aici lansează Domnul, dacă vreți, ce înseamnă chemarea la mântuire cu adevărat. Că ce am spus până aici se poate aplica sau nu. Chemare de la slujbă la o altă slujbă, chemare de la organizații umane, eu nu sunt nicio organizație, la împărăția cerurilor, sunt frumoase. Chemare de la oameni la Fiul omului este mai precisă, dar cea mai clară. Chemarea la mântuire este chemare de la păcat la pocăință. Așa a zis Domnul. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți. Și aici, cum spunea fratele Mihai, putea să pună Domnul ghilimele, probabil l-o și ridicat cumva tonul. Pe cei păcătoși. Uite care-i chemarea la mântuire. Este chemarea de la păcat la pocăință. Este o chemare, o întoarcere de 180 de grade spre Dumnezeu. Cum spuneau frații bătrâni, pocăința are 3 de re: recunoaștere, regret și renunțare. Asta e adevărata chemare la pocăință, de la păcat la Dumnezeu, la pocăință, la mântuire. Și pocăință înseamnă minte înnoită. Înseamnă să vină Dumnezeu să aprindă lumina în mintea ta. Așa cum scrie la început, Dumnezeu a zis să fie lumină. Și când coboară Duhul lui Dumnezeu în viața unui om, ca și la început, Duhul lui Dumnezeu plutea pe deasupra apelor. Și Dumnezeu a strigat să fie lumină. Vine Duhul lui Dumnezeu și plutește deasupra unui om și aprinde lumina în conștiința lui.
Și în momentul acela când Dumnezeu zice să fie lumină, apare primul de re din pocăință, recunoaștere. Omul se pune pe genunchi și începe să spună: o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de asta, de asta, de asta, de asta, îs păcătos. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi e Nero. Nero? Căldărarul ăla, Alexandru, nu. Nu! A zis: cel din tâi sunt eu. Dar de ce ești așa păcătos, Pavele? Pavel zice: nu, aici nu-i vorba de păcat mai mult sau mai puțin. Toți oamenii sunt păcătoși. Dar când e vorba să stăm la scaunul harului și să căpătăm îndurare ca să fim ajutați în vreme de nevoie, este un șir mare de păcătoși, începând cu Adam și sfârșind cu ultimul om din Apocalipsa. Și ca să primesc îndurarea lui Dumnezeu, cel din tâi sunt eu, fug în fața tuturora. Mă, dar ești mai rău ca un criminal, mai rău, mă duc înaintea Domnului. Dar de ce? Vreau să mă vindece primul, vreau să mă ierte primul, vreau să se atingă primul de mine. De aceea cel mai mare păcătos sunt eu. Și asta e recunoaștere. Și apoi când începe regretul și zici: vai, ce mă doare inima, tot capul e plin de coptură și toate rănile mele miroase greu. Și ferice de cel cu fără de legea iertată. Și am tăcut și mi-am ascuns fără de legile, dar n-am mai putut. Și am izbucnit înaintea lui Dumnezeu și am început să mă recunosc și am zis: sunt așa, sunt așa, sunt așa, Doamne, iartă-mă. Și apoi vine renunțarea și zice Domnul: după ce te-ai recunoscut, renunță la ceea ce a fost în spatele tău, în urma ta. Zacheie, dă-te jos din pom. Niciodată Zacheu n-a mai găsit pomul acela, pentru că era un pom al mândriei. El se vedea mai sus decât ceilalți, el era vameșul, alții erau ăia oropsiți de el, ăia furați de el. Dar de atunci înainte Zacheu a renunțat și a zis: dau înapoi împătrit, rezolv problema, repar tot ce am făcut înaintea lui Dumnezeu. Recunoaștere, regret, renunțare. Asta a făcut-o și Levi. Și fraților și surori, cel mai mare învățător care ne spune ce-i pocăința e Duhul Sfânt. Și îl rog pe Duhul Sfânt să meargă cu voi acasă. Și în special cu prietenii. Că Dumnezeu așa frumos poate să le vorbească. Cum a fost în biserica aia din Geneza 5, textul: cu tare a trăit 930 de ani Adam, apoi a murit, apoi a murit, apoi a murit. Și acolo lista aceea mare, până la noi, patriarhii. Și când au mers acasă, a venit Duhul Sfânt și i-a zis: băi, dacă toți ei au trăit atâția ani și apoi au murit, tu cât o să trăiești? Maxim 100 și apoi o să mori. Cu cine te întâlnești la urmă? Vai, Doamne, mă pocăiesc! Duhul Sfânt este cel mai mare predicator. Este cel mai mare, nu știu cum să-l numesc, cel mai mare personaj care a fost lăsat de Dumnezeu pe pământ de la cincizecime încoace și care poate să-ți vorbească despre tot ceea ce înseamnă păcatul și neprihănirea. Și las în continuare pe Duhul Sfânt să ne vorbească fiecăruia. Domnul să vă binecuvinteze. Aveți o fată minunată care Domnul ne-a trimis-o în Cluj. Domnul să-i binecuvinteze și pe părinții ei. Și să-i prețuiți și să-i iubiți. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin.